Scriitorul Spiridon Vangheli se află în continuare în stare gravă, dar stabilă din cauza noului coronavirus. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Republican, Marina Zibliuc, starea de sănătate a lui Vangheli nu s-a îmbunătățit, iar în funcție de necesitate, scriitorul este conectat la sursa de oxigen. Spiridon Vangheli, care are 88 de ani, a fost internat în spital la începutul lunii martie.